trecem dincolo de eterna problemă cu finanțările, cu subfinanțările, mai bine zis. Concret, în momentul de față, la teatru, avem un aflux foarte mare de absolvenți de actori. Nu poate absolvi piața, teatrele din România, absolvenții de actorie. La polul opus, lipsa specialiștilor. Nu avem personal tehnic școlarizat. În acest moment, concret, Teatrul Mihai Eminescu are 2 operatori de lumină care s-au pensionat. Îi rugăm să vină la spectacole, să ne ajute, pentru că nu găsim tineri specialiști. Nu mai există așa ceva. Dacă îi preluăm noi pentru școlarizare, în momentul în care își termină studiile sau cursurile, se duc în privat sau în altă parte, pentru că salariile sunt infernal de mici. Deci asta ar fi o problemă. O altă problemă, în total asentiment cu colegul meu, domnul Rogojenski, aș putea să vă spun că